Sită de griji, ești înzestrată cu un caracter deschis, primitor și cu grijă sinceră de prieten și familie. Nu-ți plac disputele și argumentările, iar dacă alții nu pot găsi un limbaj comun, încerci să-ți asumi rolul de mediator. Datorită artei născute, înclinațiile tale romantice se manifestă mai mult în creativitate decât în situații de zi cu zi. Intelectul tău este mult mai dezvoltat decât emoțiile și ești critică pentru posibilele probleme. Conducând o viață socială activă, încerci să faci o impresie bună asupra celorlalți, care adesea dă roadă în sfera profesională. Tu generezi constant idei, forțându-i pe ceilalți să-și crească activitatea. Capacitatea ta de a lua inițiativa este cu adevărat imensă fără să te deranjezi în mod special cu punerea în practică a propriilor proiecte și idei, și cu atât mai mult cu probleme administrative, prefer să începi următoarea sarcină imediată după ce cea anterioară o lași în seama altora. Cu toate acestea, de regulă, angajamentele tale continuă și, prin urmare, constituie o bună reputație. La tine, între dorința bruscă de a face ceva și a face acel lucru nu trece multă timp. Dacă ai conceput ceva, este aproape imposibil să fii oprită, în primul rând, pentru că acțiunile tale urmează ideile cu viteză fulger, inventivitatea incredibilă, eficiența muncii și originalitatea sunt atât de mari, încât îi sperie pe ceilalți, îi dezarmează și uneori îi împovărează. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, lipsă de finețe, entuziasm, logică, optimism, ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate. Dar nu fără gropi aici, sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri, generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan, conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială, dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestosă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminuezi motivația. Trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, Adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter. De la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine. Interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsata de obiectivitate. Ai o natură artistică, cu abilități creative pronunțate. Ești un intelectual, dar nu poți fi numită emoțională. Tu asculți în principal mintea, nu inima. Actele impulsive de natură romantică îți sunt complet străine. Doar din neglijență te poți implica în diferite tipuri de aventuri. Dar majoritatea proiectelor au succes pentru tine. Dacă nu primești beneficii materiale, câștigi experiență aceasta din urmă pentru tine este adesea mai valoroasă decât banii. Uneori, dacă trebuie să te angajezi în muncă intelectuală, poți fi blamată pentru o oarecare superficialitate. Acest lucru se aplică cercetărilor, teoriilor sau operelor de artă ale tale. Cu toate acestea, este evident că metoda ta implică tocmai o examinare multiplă a subiectului din diferite unghiuri, mai degrabă decât un studiu detaliat și în profunzime a doar unuia dintre aspectele sale. De obicei reușești să-ți controlezi bine energia psihică, dar totuși ești mai interesată de tipurile metafizice de experiență de viață. Cu toate acestea, stai foarte ferm pe pământ, ești extrem de suspicioasă la tot felul de povești despre minuni sau călătorii în alte lumi. Tu nu ești dintre cei care au de bune zvonurile? Nici chiar vorbele autorităților, este posibil să nu-ți placă foarte mult atunci când ți se spune că sentimentele tale nu au o bază reală, în același timp, ești foarte agresiv în susținerea propriilor idei și opinii. Rezumând de toate cele spuse, se poate remarca faptul că pentru tine, imaginea generală a realității are o importanță primară, și nu detaliile mici. Îți place să filosofezi despre lucruri în general. Viața o privești ca o teorie, o ecuație, o problemă ce trebuie rezolvată și apreciezi ascultătorii recunoscători. Abilitatea de influență a gândurile altora îți oferă plăcerea autentică, astfel încât te simți destul de organic ca un părinte sau un profesor. Fiind tu însăți un muncitor neobosit, te aștepți adesea și ceri același efort și dăruire din partea copiilor sau studenților tăi. În această privință, Trebuie să fii foarte atentă, altfel nu poți acorda atenție diferențelor individuale ale persoanelor, sau poți să presupui în mod incorrect că energia și capacitatea de concentrare a indivizilor sunt identice cu ale tale. În general, tendința de a face judecăți preliminare și de a aștepta în avans de la oamenii mai multe decât pot face aceștia, este una dintre principalele cauze ale problemelor pentru tine. Aceste calități pot aduce la o supra-solicitare nedorită, în consecință, o atitudine slabă asupra o parte din acei ale căror forțe au fost supraevaluate în mod eronat. Este necesar să te înmoi și să-ți reduci energia. Aceste lucruri te va ajuta să înțelegi mai bine pe ceilalți. De asemenea, ar trebui să încerci să nu-ți dirigezi eforturile și atenția prea mult asupra performanței externe mai devreme sau mai târziu ți se poate întâmpla să ți direcționezi energia spre interior și să te bucuri de pace, liniște și forță interioară. Te distingi față de alți nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești optimistă, veselă, cinstită, curajoasă. În relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia. Ești obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener? nu ți stă frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini. Pentru a fi cucerită inima ta, nu poți lupta decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție. Un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn. Cum afectează data de 20 decembrie soarta ta? Personalitatea ambițioasă, dar cu ambiții reproșabile, sănătoase, nu ești obișnuită să cedezi dificultăților, ci să ai credință în tine însăți. Determinarea și autosuficiența ta nu poate fi decât invidiată. Principalul tău obiectiv este să te străduiești pentru visul tău. Dacă ai decis un anumit pas, atunci oricine poate fi absolut sigur că tot posibilul și imposibilul vor fi făcute pentru a implementa tot ceea ce a fost planificat. În plus, Poți înflăcăra mediul cu entuziasmul tău, forțându-i astfel pe ceilalți să acționeze pentru binele visului. Nu ești obișnuită să arunci cuvinte în vânt. Întotdeauna ți împlinești repede și clar promisiunea. Ideile creative fac furori în tine și ideile strălucitoare prind viață. O minte puternică și abilității extraordinare te ajută să-ți realizezi toate planurile. Succesul te însoțește? iar tu obții una cel mai multe din investiția ta, adevărata energie creatoare, uneori nefolosită la capacitate, te obligă să faci mai multe lucruri în același timp, dar chiar și aceste lucruri nu te împiedică să aduci totul la concluziile logice. Această calitate te pune într-o lumină favorabilă în sfera serviciilor. Angajat proactiv, responsabilă și de succes, ești respectată de colegi. Ai o personalitate echilibrată emoțional, îți ții sub control emoțiile, nu permiți stimulilor externi să-ți influențeze starea emoțională, Ador științele filozofice, îți place să vorbești despre viață sau să te cufânzi în originile psihologiei, în același timp, aceste lucruri nu te împiedică să rămâi perfect realistă și să evaluezi într-un mod sobru evenimentele din lume, ești în opozanta prin alburfelor. Ești foarte greu de indus în eroare, dar uneori o faci cu bună știință pentru a mulțumi interlocutorul, a da cuiva bucuria că te-a înșelat. Experiența de viață și cunoștințele practice îți permit să evaluezi cu adevărat ceea ce auzi, în mod instantaneu. De obicei, bârfitorii nu ajung în apropierea ta, doar oamenii de încredere rămân în cercul încrederii tale, asemănător temperamentului și judecății tale. Caracterul moale și flexibil te face un minunat membru de familie, dar și prieten, este ușor și distractiv de discutat cu tine, vei ajuta mereu, pe oricine, chiar dacă îl vezi pentru prima dată, total dezinteresată și de multe ori împotriva intereselor tale, vei da numai sfaturi corecte, dragoste și compatibilitate, ceea ce vrei să obții pentru tine însăți, în opinia ta, este relevant și pentru cei care sunt lângă tine, indiferent dacă este vorba despre un partener sau despre copii. Atitudinea nu se schimbă în timp, făcându-te într-o chipare oboselii. Poți deveni împovărătoare cu grija acordată celor dragi, cu perfecțiunea acordată și solicitată relației tale de dragoste. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine. Dacă Uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani, veți putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de Uniune nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător el va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit, sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, prietenoasă, sociabilă, fermecătoare, așa poți fi caracterizată. Ești prietenoasă, nu ești indiferentă față de părerile celorlalți și nici față de problemele lor. Îți pasă sincer de rude, familie, prieteni. Ești răbdătoare, plină de compasiune. Ești fidelă prietenilor, gata să îi sprijini într-o situație dificilă. Nu-ți plac conflictele și disputele, de aceea alegi tehnica evitării. Îți este mai ușor să te îndepărtezi de conflict decât să cauți un compromis sau orice altă soluție. Disputele țepuizează resursele energetice. Ești un perpetu generator de idei și de asemenea un excelent strateg. Pentru aceasta, ca specialist ești apreciată la locul de muncă. Ești capabilă să oferi un mod non standard de a rezolva problema. Practica arată că în 99% din cazuri ca specialist ești în primii 10, tu nu ești o carieristă, cauți realizări, recunoaștere, cea mai bună recompensă pentru tine este o poziție câștigată prin munca cinstită, sănătate și boli, ai propria opinie cu privire la problemele de sănătate și medicamente în general, ești încrezătoare că știi despre bolile tale și îți poți oferi cel mai bun medicament. În opinia ta, medicamentele nu sunt doar ineficiente, și dăunătoare. Cu toate acestea, trebuie să ți se recomande să arunci o privire mai atentă asupra corpului tău și să nu neglijezi vizitele la medic și dentist. Îți este recomandat să acorzi o atenție specială a sistemului digestiv. În ceea ce privește alimentația, ești de asemenea o personalitate foarte cunoscătoare, dar în final, principalul lucru este că mâncarea gătită de tine este gustoasă și hrănitoare. Întotdeauna bine echilibrată, exercițiile fizice moderate nu-ți sunt interzise, dar excesul de efort fizic are caracter contrar, soarta și norocul, Universul ți-a dăruit o personalitate optimistă, persistentă, puternică, ambițioasă, de la naștere, ești înzestrată cu o energie mentală puternică care te ridică deasupra vieții în atingerea obiectivelor care sunt conturate pentru tine însăți, ești încăpățânată, înaintând de nu te vei opri în drumul tău, nu vei renunța la visele tale, te vei strădui să-ți realizezi planurile, ești un lider născut, ai diverse abilități, talent oratoric, ești un interlocutor interesant, în sectorul financiar, ești însoțită de succes și bunăstare, sfaturi pentru tine. Îți place să filozofezi despre lucruri și evenimente, nu te lăsa dusă de val, gândirea la nivel global nu este rea, dar nu uita însă de importanța micilor detalii și nuanțe, acestea din urmă formează întregul, îți construiești viața într-un mod corect, ai ceva de care să fii mândră și ce să-i înveți pe alții, în același timp, nu-ți fie frică sau sfatul altora, cu atât mai puțin să-l urmezi trebuie să înveți să înțelegi corectitudinea celorlalți. Până la urmă, toate argumentele tale, chiar și cele mai credincioase, nu pot fi adevărul absolut, chiar dacă îl reflectăm. Ai în vedere că nici însuși Dumnezeu nu a reușit să-i mulțumească pe toți, deci cu atât mai puțin vei reuși tu. Ce cadouri ți se potrivesc? Natura ta este pasională, curioasă, păstrând copilăria naivă. Cu toate acestea, nu vei dori ca nimeni să ți devină dușman. Este extrem de periculoasă, săgețile ascuțite ale sarcasmului sunt direcționate de mâna fermă a rațiuni, distrugând voința și spiritul inamicului. Dacă cineva dorește să-ți facă un cadou bun, ar trebui să țină cont nu numai de regulile generale, ci și să asculte acest sfat, ai grijă să nu calci pe coada săgetătorului tu ești prietenoasă până când simți pericolul sau minciuna. Și tu urăști mai ales minciunile și nu știi cum să le ierți. La un cadou greșit, vei simți cu ușurință o atitudine nesinceră față de tine însă și îți va fi extrem de dificil să-ți schimbi impresia. Ce să ți se ofere pentru a ți place cu adevărat cadoul? Un abonament de la sala de sport, piscină, sauna, echipament sportiv sau echipament pentru exerciții? Smartphone, armament mic, chite de drumeții, termos, binoclu, busolă și lanternă, un abonament anual la presa scrisă preferată, albume de artă, discuri de vinil rare, cu siguranță nu vei refuza o vizită turistică într-o țară exotică, o săritură cu bangi, o plimbare cu balonul sau o lecție de acrobatică cu aeronave mici, vei accepta fericită cadouri farse? vei găsi un cadou sub strigătele de cald rece legată la ochi, un cadou cu mor, de exemplu, o praștie sportivă într-o cutie cu arbalete desenată pe capac, îți va determina aprobarea. Un mic lucru etnic sau șapte elefanți retro te vor încânta, mai ales dacă o sticlă de ceva bun este atașată la tamburinul șamanului. Numai puțin despre figurine sculptate, vei fi încântată de sticlărie, pahare, pahare de vin, pahare originale și căni de bere. Vei fi recunoscătoare din tot sufletul dacă ți se va oferi un serviciu de porțelan sau o pereche de căni de ceai din aur de colecție. Albume și cărți despre artă și gătit plus felicitări. Dar ceea ce nu vei putea permite la ziua ta de naștere sunt discursuri lungi cu felicitări publice și o de Și mai departe nu-ți plac cadourile făcute manual, din păcate. Tu vei aprecia orice flori, un buchet elegant de salon într-o cutie cadou sau un braț de flori și erburi de luncă proaspăt culese. O varietate de flori într-un buchet și o revoltă de culori sunt binevenite. Apreciez tehnologia ușor de strecurat într-o geantă sau buzunar. Notoriul Mr. Gadget din desenele animate este un model pentru săgetător. Nu-ți poți imagina viața fără dispozitive multifuncționale compacte? precum și tot felul de gadgeturi tehnice și noutăți, în bijuterii, precum și în îmbrăcăminte, iubești totul strălucitor și neobișnuit, brățări masive cu un model etnic, măgele din turcoaz vesel precum cerul pe care îl vizezi, inele largi cu și fără pietre. Formula ta este simplă, bijuterile nu trebuie doar să fie frumoase, ci și să te înfrumusețeze ușor. Chiar și cele mai elementare elemente, mobilier, veselă, așternuturi, pot fi relevante pentru tine. Tu dedici atât de puțin timp gospodării încât poți bea ceai din pahare de plastic ani de zile. Vei arăta o îngrijorare autentică când ți se oferă ceea ce ai cu adevărată nevoie. Parfumul pentru tine este o varietate de arome florale, de parcă ai plasa un oraș plin de viață direct într-o pajiște colorată. Veselă, port soarele în inimă? așa că îți place să simți parfumurile florale discrete care amintesc de vară și de libertatea nemărginită. Poți fi recunoscută ca un cunoscător de bibeloni și suveniruri. Ai deja o mare de ele, dar cu cât mai mult, cu atât mai bine nu? Îți place în special exoticul, care îți transformă locuința într-o ramură a cabinetului curiozităților și a clubului călătorilor. Crustacei cretacice, amuletă voodoo, castaniete, tamburine de șaman, o vază din Veneția, una arece cu săgeți, totul își va găsi locul pe raftul tău ospitalier. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.